un posesor de autovehicul electric care dorește să-și încarce autovehicul. Practic, trebuie să vină să-și parcheze mașina în zona de încărcare, în zona de proximitate a stației de încărcare rapidă a vehiculelor electrice și să cupleze conductorii aferenți fiecare sistem de încărcare în funcție de tipul de autovehicul pe care îl are la mașină. Să le rog pe colegile noastre să le vin și pe noi. Practic, pe stațiile găsim trei tipuri de conectori. Sunt conector pentru curent alternativ și conector pentru curent continuu. Curent alternativ, iar aici își pot încărca vehicule posesorii de automobile hibride prin conectarea acestui conector. Celelalte conectori 2 și 3 sunt pentru încărcarea în curent continuu al vehiculor 100% care funcționează 100% electric. Să rog și pe colegul meu de la OMV Petrom să conecteze. În dreapta avem un autovehicul hibrid care are priza de încărcare în zona cea mai interesantă. Ce tare! Dar ce Audi ăsta? Audi de care? Vreau și eu poza asta exact. Da, deci s-a cuplat conectorul. Stația a dat mesajul că conectarea este ok și practic în momentul ăsta faci chargerul comunică cu autovehicul printr-un protocol special de încărcare și stabilesc care este capacitatea încărcată autovehicul în acumulator și cât mai este nevoie să se încarce pentru a se ajunge la 80% din capacitatea acestuia. Voi conecta și cel de-al doilea autovehicul care este full electric. Să descuie mașina. Igi, mai în spate, te rog. O secundă. Cine are cheia de la Bella? Practic se conectează acest conector la vehicul. Toate vehiculele electrice au prevăzut un senzor care îți va spune ca și utilizator dacă conectarea s-a efectivat în mod corespunzător. Avem acest mesaj aici. De asemenea, stația prezintă același mesaj de conectare. După ce s-a conectat autovehicul, se merge în interiorul stației OMV Petrom și se informează de prestări servicii că se dorește încărcarea vehiculului electric. Aici sunt mai multe variante, încărcarea se face în funcție de timp, dacă utilizatorul are la dispoziție 15 minute sau 20 de minute, poate să stea, se poate seta încărcarea în funcție de timp sau în funcție de capacitatea pe care dorești să o încarci. 5 kW, 10 kW, 20 kW, acestea sunt valorile, acest lucru se discută la descul pentru servicii. Vom merge înăuntru, urmând ca aceste autovehicule să înceapă procesul de încărcare și să vă prezentăm rezultatele în interior.